Dragii mei, bine v-am regăsit și bine ați venit pe canalul meu Dr. Crochet. Vin în fața dumneavoastră cu un mic proiect, vreau să deschid seria proiectelor de Paște. Sper să vă încânte acest mic proiect. Uitați, este un iepuraș pe un băț, da, pe un pețișor de frigărui. Este tot o dorință de-a dumneavoastră și îl veți putea folosi cu succes la diferite decorațiuni pe care cu siguranță le veți face pentru Paște. Că este un coș cu flori, că este un coș cu ouă, deci eu zic că își va face loc și acest ornament. Foarte ușor de realizat, căpșorul, cele două urechiușe, coasem și apoi fiecare decorează cum dorește. Și ca să fie mai vesel, eu aici am dat cu un pic de fard roz la urechiușe, chiar și un pic în obrăjor i-am dat cu un pic de fard. Voi folosi, după cum am zis, un iepuraș pe bețișor, deci vom avea nevoie de un bețișor. Am folosit bețișoarele de frigărui, le găsiți foarte ușor în comerț. Am aici două mărgeluțe, da, pe care le voi folosi în loc de ochișori. Un pic pentru năsuc, doar un X vom trasa. Avem nevoie de un pic de fir roz, da. Un pic de vatelină să umplem, eu am stricat o pernă și tot de acolo mă alimentez, încă mai am, da, ca să umplem căpșorul iepurașului și vreau să fac altă culoare și anume vreau să fac un gri, fiindcă se vede foarte bine mai apoi cu roz. Aici eu am făcut din panglică o funtiță mică și aici sus și am înfrumusețat iepurașul. Acum fiecare după bunul plac și cum dorește. Folosesc un fir de acril, este un gri perlat, un gri deschis și voi folosi o croșetă de 2. Folosiți ce fire aveți prin casă. Și haideți să începem. Mă scuzați că v-am struncinat. Așa, pe cercul magic vom ridica 3 piciorușe scurte. Vom face urechiușele, da? O primă buclă și în interior lucrăm 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3. Strângem, dar nu foarte tare, ca să putem lucra aici în primul picioruș. De această dată, noi vom dubla și în fiecare ochi vom lucra 2 piciorușe scurte. Aici rândul 2 este un pic mai nu neapărat greu, fiindcă trebuie să facem un vârf la urechiușă. Deci am făcut 2 în primul ochi. În următorul 2 piciorușe scurte, 1, 2 și în următorul 2, 1, 2, da? Și am obținut 6. Eu o să încerc să răsucesc, da, acest rând ca să pot să încep să lucrez. Bun. Pe rândul 3 vom spori 1, da, 1, nu și vom obține 9 piciorușe scurte. Și haideți să numărăm astfel. Deci, în primul lucrăm un picioruș scurt, în următorul 2 și vom avea 3, da? 1, 2, în următorul un singur picioruș și avem 4, în următorul 2,
și avem 6. În următor un singur picioruș. Da? Și avem 7 și în următorul 2 și avem în total 9 piciorușe. 1 2. De la rândul 4 până la rândul 10 vom lucra rânduri formate din 9 piciorușe scurte. Haideți să lucrăm acum împreună rândul 4, da? Și haideți să numărăm. 1 2. După cum vedeți, eu nu închei rândul, da? Ca să nu se vadă. Deci la jucării așa facem. Da? Nu încheiem rândul, mergem în continuare. Eu acum nu am mai atașat semn, fiindcă voi enumera, dar de la rândul următor îmi voi atașa un fir de ață ca să știu unde mi se termină rândul, fiindcă trebuie să am 10 rânduri în total. Urechiușa noastră va avea 10 rânduri. Și haideți să lucrăm în continuare. 3 4 5 6 7 8 9. Da? Deci am terminat rândul 4. Mai tragem un pic de firul acesta de început, da? Chiar putem să și tăiem, să nu ne mai încurce. Și vom lucra rândul 5, 6, 7, 8, 9, 10, deci încă 6 rânduri, da? Formate din 9 piciorușe scurte și finalizăm o urechiușă. Cele două urechiușe sunt gata, că bineînțeles că veți face două, da? Fiindcă avem nevoie de două. Ia uitați, minunate! Bun! Le dăm deoparte și vom face căpșorul. Vă lăsați un pic de fir mai mult ca să le putem coase, da? Bun! Hai să facem căpșorul pe cercul magic. Vom lucra de această dată 6 piciorușe scurte. Foarte simplu și acesta, o să vedeți. 1, 2, 3, 4, 5, 6, da? Strângem, că de aceea se numește cercul magic și pe următorul rând vom dubla în fiecare ochi. Vom lucra câte două piciorușe. Deci mă duc direct în următorul și sporesc. Deci nu vom încheia rândul nici de această dată. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Mergem mai departe. La următorul rând, din nou vom spori în fiecare ochi și vom obține 24 de piciorușe scurte. 1. De această dată îmi voi atașa eu aici un semn în primul ochi lucrat, da? Tot aici voi lucra încă un picioruș și voi face așa în fiecare ochi, câte două piciorușe scurte. Am finalizat rândul, am obținut 24 de piciorușe scurte, da? Vedeți, am un cerculeț. Voi da semnul meu jos. 7, adică 3 rânduri vor fi formate din 24 de piciorușe scurte, da? Fiecare. Lucrăm în fiecare ochi câte un picioruș scurt. Foarte, foarte simplu. Da? Semnul, foarte important ca să știm unde finalizăm rândul, da? 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 și lucrăm astfel. Da? În fiecare ochi câte un picior scurt, 3 rânduri, da? Spor. Și haide să lucrăm mai departe, dăm semnul jos, pe următorul rând vom scădea din 2 în 2. Am făcut un prim ochi, prim picioruș. Introducem semnul. În următorul, tot un picioruș scurt și acum vom scădea. Luăm, agățăm un singur fir, de la următorul agățăm un singur fir, avem două, da? Scoatem prin amândouă și iar prin două. Și astfel am realizat o scădere. Din nou lucrăm un picioruș scurt, un picioruș scurt, da? Agățăm fir, agățăm fir, scoatem prin două și iar prin două. Și așa vom face tot rândul, da? Vom obține 18 piciorușe scurte, da, la finalul acestui rând și vom mai lucra încă două rânduri formate din 18 piciorușe scurte. La următorul rând vom spori 1, da, 1, nu. Aici, în primul ochi, vom face un picioruș scurt, da? Vom introduce semnul, așa, și mai apoi vom scădea. Am agățat cele două fire, am făcut o scădere. Un picioruș scurt în următorul, facem o scădere. La finalul rândului trebuie să obținem 12 piciorușe scurte. Haideți să finalizăm. O scădere, un picioruș scurt și o scădere. Și acum, următorul rând, vom lucra în fiecare ochi câte un picioruș scurt. Haideți să dăm jos semnul. Un picioruș scurt și haideți să vedem dacă am obținut 12. Da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfect. Bun. Și fiindcă la următorul rând vom scădea, vom scădea, vom scădea, noi acum trebuie să umplem, da, cu vatelină sau cu vată, da, căpșorul nostru. Haideți să-l umplem bine, da, să îndesăm bine, fiindcă avem nevoie să, ia să vedem noi, ia să vedem, mă ajută pe mine bețișorul acesta. Da, ajută. Da, trebuie umplut bine ca să aibă ținută, da? Nu doriți să stricați o pernă? Folosiți vată, nu este nici o problemă. La proiecte așa mici este indicată și vata. La proiectele mari, acolo, ideală este vatelina, fiindcă are ținută mai frumoasă. Ia să vedem.
cred că mi-e încape toată această vatelină. Da. Am căput toată vatelina pe care eu am pregătit-o. Uitați. Foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Perfect. Ar mai merge un pic și aici. Pentru că acum vom scădea și vom rămâne cu doar cu 6 piciorușe scurte. Da? Eu zic că este suficient. Foarte mici. Frumos. Haideți să dăm jos semnul și acum vom avea 6 scăderi. Da? Haideți să le realizăm, da? Nu mai pun semnul, fiindcă voi număra. 1. 2. Mi s-a agățat mie aici un pic firul acesta și nu înțeleg de ce, că n-ar trebui. 3. 4. 5. 6 și am rămas cu 6 piciorușe scurte aici, da? Haideți să mai lucrăm încă un rând, da, format din 6 piciorușe scurte, deci în fiecare ochi vom lucra câte un picioruș scurt. Haideți să numărăm. 1, ca să nu mai folosim semnul, să ne încurcăm de el, da? 2, 3, 4, 5, 6 și acum, ultimul rând, vom spori în fiecare ochi câte 2 piciorușe scurte, deci vom face în fiecare ochi și vom obține 12. Să-i facem un pic de guleraș, da? Am făcut deja 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 și ca să avem noi aici o terminație frumoasă, mă duc în următorul ochi și fac un picioruș alunecat, da? Un ochi de lanț și eu voi face un rând de pasul racului, adică mă întorc și lucrez, da? Introduc în piciorușul anterior, scot fir, da? Am 2 fire aici pe croșetă și scot prin amândouă. Mă duc în următorul ochi, da? Scot fir și scot prin amândouă. Mă duc în următorul ochi, scot fir și scot prin amândouă. Și astfel realizez un rând de pasul racului. Am eu o terminație aici frumoasă. Da? Și atât a fost, dragii mei. Îl vom farda, îi vom pune ochișori, o fundiță la gât dacă dorim
Vom lipi pe... Să știți că mai există și alți adezivi, nu neapărat acest pistol cu silicon. M-a întrebat cineva, eu să știți că l-am luat de la un magazin unde are tot felul de industriale și un pic de detergenți și becuri și baterii. Chiar are de toate. Este un magazin de cartier și găsești de toate acolo. Și uitați, simplu, simplu, simplu și de efect. Căpșorul nostru seamănă cu un balon, nu-i așa? Da, haideți să încălzesc până voi coase urechioșele, da? Se va încălzi și pistolul meu cu silicon. Acum aici la urechiușe vom strânge un pic în partea de jos, da? Și apoi le vom fixa. Deci aici voi introduce acul și voi strânge un pic. Da? Uitați așa. Îi dăm forma aceea strânsă aici jos, după care vom coase de o parte și de alta. Vedeți? Aici avem primul rând de unde noi am început, da? Și vom coase o ureche într-o parte și o ureche în cealaltă parte, dar bineînțeles, înainte de asta, strângeți un pic aici. Și haideți să coasem noi, să prindem. Agățăm și de căpșor și de ureche și vom coase și pe partea cealaltă. Uitați! Bine, foarte, foarte frumos și simplu. Și fiindcă urechiușele sunt cusute, ia uitați, haideți să prindem ochișorii. Eu voi puncta, dar foarte, foarte puțin cu silicon, foarte puțin. Nu aveți pistol de lipit, folosiți un acșor cu ață și... Ia uitați, eu am reușit, da? Haideți să prindem și în partea asta altă, foarte puțin. Foarte, foarte puțin. Bun. Acum, cu firul și ață roz, știți că v-am zis că ne trebuie un pic de roz, da? Vom face un X, un X care va ține locșorul năsucului. Foarte simplu. Da? Și am făcut un X și mă duc eu în altă direcție cu acum. Și gata. Și năsucul. Foarte simplu a fost, ați văzut? Ascundem firul în lucru, fiindcă avem unde. Da? Și vom tăia. Bun.
Așa frumos. Minunat. Am pregătit aici o fântiță și pentru, da, acest iepuraș. De această dată voi poziționa aici fântița, da? Vedeți că a avut silicon suficient, da? Uitați. Minunat. Cu o pensulă micuță, micuță, haideți să ne jucăm și să pictăm noi aici și să facem cu roz, da? Dăm cu fard. Cu fard de ploape, fard de obraj, nu-i așa? Foarte frumos. Sau putem face, cum v-am arătat, la flori, la plumeria, de exemplu, cu acele culori cerate. Da, eu zic că un fard, poate că l-aveți mai la îndemână prin casă. Și putem să-i facem și aici un pic în obrăjori. Și uitați, așa cosmetizăm noi iepurașul nostru. Obrăjori. Foarte frumos. Îmi place foarte mult. Și o să tai, fiindcă am panglică, o să tai și pentru acesta. Și voi face o mică fântiță. Haideți să strâng eu fardul de aici, fiindcă am finalizat cu el. Și haideți să facem o mică, 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 mică fântiță. Trage ca să ne iasă micuță. Și uitați, am reușit. Da? Punctez din nou cu silicon aici la gâtuț și la final vom introduce bățul de, ia uitați, minunat, minunat, da? Putem lăsa și așa, foarte frumos, uitați cât de minunat este. Și haideți să punctăm și aici în interior acum silicon și putem introduce bățul de frigăruie și astfel am finalizat ornamentul meu. Înfigem mai mult aici, introducem mai adânc să aibă stabilitate, dar stă că nu este foarte greu. Minunat! Minunat! Și iată că proiectul nostru este gata. Foarte frumos, da? Puteți realiza în orice culoare doriți dumneavoastră. Uitați, la acesta eu i-am cusut urechile un pic mai îndepărtate, dar nu vine urât nici așa. Da? Și ăsta a ieșit foarte, foarte frumos, chiar dacă este gri. Minunat! E, dragii mei, iată că am mai bifat încă o dorință, da? Lansată de către dumneavoastră și mă bucur. Vă doresc mult spor, aștept cu drag pozele dumneavoastră pe grupul meu de pe Facebook, Lucru Manual de prin lume adunate. Vă mulțumesc din suflet că v-ați abonat la canalul meu, că lucrați alături de mine. De fiecare dată îmi dați un impuls să merg mai departe și să realizez și alte și alte proiecte minunate. Spor în continuare și ne vom revedea curând la un alt proiect pentru sărbătorile pascale. Vă doresc multă sănătate! Pa, pa!